Barca asta cu care mergem acum nu pare foarte safe. Mă plimbam pe aici, căutam Wat Pho și fără să vreau am dat de templul Wat Pho. Evident că aici a trebuit să ne descălțăm. Da, aici într-adevăr este foarte multă lume. Până acum nu mi-a zis nimeni absolut nimic în legătură cu outfit-ul meu și nici nu mi-a cerut nimeni să mă îmbrac, dar fetelor, uitați, care sunt îmbrăcate mai, nu știu, sumar, să spunem, bine sumar, adică pantalon scurt și un tricou, nu le lasă și te pune să îți închiriezi chestiile astea vezi, pe care le dai la final. Hai că mai e și în partea cealaltă, nu doar acolo. Wow, mamă, ce chestie, nu? Hai. Acum o să vă spun care este părerea mea despre obiectivele turistice din absolut orice țară. Deci eu azi am fost și am văzut două lucruri. Unul mai dezamăgitor decât celălalt. Am fost și am văzut templul Wat Arun. Cu toții ne prefacem că aceste lucruri ne interesează foarte mult și că vrem să știm câte multe despre ele. Părerea mea, că se poate declară, este că, așa cum am spus la început, asta este pur și simplu o ipocrizie. Pentru că sunt convins că peste 90-95% din oamenii care vin și care vin să viziteze, adică uitați-vă la toți oamenii care sunt aici, da? Toți oamenii ăștia care sunt aici. Voi credeți că dintre ei 10 oameni știu cu adevărat ce e aici înăuntru? Ce viziteze aici înăuntru? Vă spun eu că nu știu, la fel cum sunt și eu, da? Habar n-am. Poate eventual poți să faci niște research înainte, te apuci, citești, nu știu, jumătate de oră și știi și tu că vii într-un templu în care unul nu știu ce dracu a făcut acum 1 miliard de ani. Dar știi cum e? Ăsta este must-do-ul. Ai ajuns aici, trebuie neapărat să vii să vezi anumite lucruri. Ce-i drept? Am ceva mai mare așteptări de la The Grand Palace, că nu o să mă duc să-l văd, dar pentru asta vreau să dedic o zi specială, strict acelui obiectiv turistic, pentru că este cotat. Pentru că este cotat ca fiind cel mai, nu știu, ca cel mai șmecher de pe aici. Știu că printre voi se află și oameni care iubesc aceste, nu știu, clădiri istorice și lucruri de genul ăsta. Și nu vreau să-i deranjez și nici vreau să-i îndepărtez de pe canalul meu. Vă spun strict părerea unui om normal, da, mă, uite unde am fost. Am fost la, se vede ce, da? Am fost la Wat Pho, da? Welcome to Wat Pho. Dacă veniți aici, veniți și la Wat Pho. În fine, e bine că astea sunt foarte ieftine, nu știu, aici a costat 10 lei intrarea și în partea cealaltă a fost 5 lei, ceva de genul ăsta. Dar eu sunt de părere că pentru a ajunge să cunoști o țară sau un oraș, cea mai bună chestie pe care poți să o faci este să interacționezi cu localnicii. Să cunoști oamenii. Local marketurile sunt extraordinar de bune. Am fost ieri duminică și am fost în local market, dar nu am avut chef să filmez, numai la camera cu mine. Evident că am luat barca greșită și acum trebuie să aștept aici, pentru că am luat barca care mergea în partea aia și din păcate eu trebuie să merg în partea cealaltă. Și ne-am întors de unde am început această mică excursie astăzi. Mamă, deși mi-e o foame acum, vreau neapărat să mănânc ceva. Am mâncat ieri o chestie foarte mișto, nu mai știu cum se numește, dar extraordinar de picantă, frate. Deci printre cele mai picante chestii pe care le-am mâncat toată în viața mea. Și pe căldura asta, deci, mamă, știi cum a făcut? M-a leșinat. Dar vreau să găsesc să mănânc tot ceva de genul ăsta foarte picant, pentru că îmi place picant. Trăiască urși, nu urs. Ce stare faza dubioasă aici cu vremea? Băi, deși nu mi se pare extraordinar de cald, sunt transpirat în continuu. Dar nu mi se pare că este o căldură din aia, nu știu, fenomenală. În sensul că în Iquitos se părea mult mai cald ca aici, totuși nu s-a transpirat atât de mult. E ceva foarte ciudat cu vremea, nu înțeleg despre ce e vorba. Că vă e destul de clar până acum că eu în principiu sunt un city boy și mă fascinează foarte mult clădirea de acest gen.
înalte și impunătoare, mai ales dacă poți să faci niște shopping. Și vreau să intru să mă uit puțin pe aici. Deci da, dacă veți urmări vlogurile, veți vedea că sunt ceva mai atrase de mediile urbane decât de restul. Asta nu înseamnă că nu o să mergi și în locuri exotice. O să mergem prea și în locuri exotice, dar vă spun ce îmi place mie cu adevărat. Aș cumpăra o pereche de pantaloni scurți. V-am spus în video-urile anterioare că nu am o pereche de pantaloni scurți cu care să ies noaptea aduși într-un club, la un restaurant, ceva de genul ăsta. Am zis că îmi iau caut o pereche de pantaloni ceva, dar am găsit două tricouri care îmi plac. Hai să vedem dacă îmi și vin. Hai că ăsta merge, nu? E negru, simplu, îmi place. We have a winner! Da, din păcate tricoul ăla negru era puțin rupt acolo la spate, dar foarte puțin. Și acum se o să spate să vadă dacă mai are, dacă are vreun stoc. Hai că până la urmă am avut un noroc maxim, mai aveam încă un tricou acolo în spate. Și l-am luat și mi-am cumpărat, stai mă, de ce parte se iese pe aici, pe acolo. Așa, și mi-am cumpărat și unul alt, deci mi-am luat două tricouri. Am venit să cumpăr pantaloni și am luat două tricouri. My style, asta e, ce pot să fac? Hai să și mâncăm ceva, nu? Că am mers azi o grămadă și pe căldura asta face și puțin foame. Uitați-vă și voi câte chestii este meniul ăsta aici. Dubios, între ora 11 și ora 14 servește bere, pe care între ora 17 și ora 24. Uitați aici. Hai că a venit și mâncarea. Asta o să mănânc astăzi. Arată foarte bine. Foarte, foarte bine. Și mi-am luat apă. Tot ce e aici, deci toată mâncarea, inclusiv apa, cred că costă undeva până în 14 lei. Păi nu, astea sunt 45 de baht, asta e 45 de baht, nu, 50 cu 45, 95 de baht și asta e 30, 20 de baht, mi se pare. Deci 110, 115 baht, să spunem, asta înseamnă undeva la, nu știu, 13 lei, 14 lei, preț foarte bun. Frate, dacă ești gurmand și dacă îți place să mănânci și mai ales dacă iubești mâncarea picantă, vino în Thailanda. Street food-ul de aici este absolut genial. Ăsta este unul dintre puține lucruri pe care le-am citit pe internet și cu care sunt și eu de acord. O să vă spun care sunt lucrurile hyped up despre acest oraș și o să vă spun care sunt lucrurile care sunt adevărate și lucrurile care mi se pare mie mai bune. Așa, apropo, masa pe care am mâncat-o acum, am făcut eu calcul greșit, totul m-a costat 105 baht. Care 105 baht înseamnă undeva la 11 lei, ceva de genul ăsta. Și super picant, super bun și pana mea ieftin, nu? Am schimbat camera pentru a doua oară de când am venit aici, pentru că prima cameră pe care am avut-o nu am rezervat-o pe restul zilei și a rezervată, iar a doua cameră am schimbat-o pentru că era cam mică și dădea exact afară, era un construction site din ăsta și s-auzea, era foarte mult zgomot, nu puteam să dorm la prânz. Asta are vedere la stradă, ia să focuseze. Așa, vedere la stradă. Și nu știu, pare mai ok, deci sunt terminat de oboseală. Dacă mi-am făcut și un duș, că eram terminat de căldură și de oboseală, o să mă pun să mă culc puțin acum, după care după amiază mă trezesc și editez. Cam asta e programul pe care l-am în fiecare zi, ziua, dimineața, până în prânz, încerc să explorez, să văd ce e pe aici, să mă o să vizitez diverse lucruri. Iar după amiaza, aproximativ 4 ore, stau și lucrez, editez materialul pe care l-am, plus mă și gândesc ce să fac în a doua zi. Băi, nu știu ce s-a întâmplat, dar am pierdut foicica aia cu vă iubesc. Chiar am pierdut-o, nu știu unde am pus-o. Trebuie să mă împrim bagajul pe acolo, dar acum mi-este lene pentru că s-a absolut terminat și vreau să mă bag, să mă culc. N-am chef să umblu acolo în alea acum. Ce voiam să vă spun? Vreau să vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest video. Vă rog frumos, dacă v-a plăcut, dați un subscribe canalului meu și un like acestui video, pentru mine contează foarte mult. Noi probabil că o să ne revedem în vreo câteva zile cu videoul în care să vă prezint The Grand Palace. O să mergem și o să vedem și pe acela, pentru că e considerat, acest Grand Palace e considerată cam cea mai main attraction aici în Bangkok. Până atunci, eu vă spun că vă iubesc!